Zeci de elevi de la mai multe unități de învățământ din Mehedin au făcut deliciul privitorilor prin spectacolul susținut printre rafturile încărcate cu cărți. După ce elevii de la Școala Generală numărul 7 au pus în scenă o piesă de teatru, elevii școlii din Corlățel au demonstrat că știu să ducă mai departe jocul popular. Am venit la școala Corlățel pentru a sărbători ziua bibliotecii. Ce ai organizat? Am organizat o dansuri populare, țigănești și o scrisoare pierdută. M-am pregătit foarte mult împreună cu fetele pentru că am organizat dansuri populare, țigănești și sceneta scrisoare pierdută de Ionuca Caragiale. Spectacolul mi s-a părut foarte frumos, plin de diverse și chiar s-a integrat foarte bine. Acest dans am participat și anul trecut, tot la zilele bibliotecii și am participat deoarece se sărbătorește a treia ediție a zilelor bibliotecii I.G. Bibicescu și am venit și noi cu micul nostru spectacol. Spectacolul a fost organizat cu ocazia zilelor bibliotecii I.G. Bibicescu. Instituția de cultură a împlinit anul acesta 92 de ani de existență. Odată cu împlinirea 92 de ani în acest an înființării Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu Mehedinți, ne aflăm la cea de-a treia ediție a zilelor Bibliotecii Județene. Este un moment în care sărbătorim și aducem un omagiu atât prestigioase instituții de cultură, cât și ctitorilor ei. Biblioteca a fost fondată în 1921 prin Dania lui I.G. Bibicescu, fiu al Mehedințului, om de cultură și guvernator al Băncii Naționale. Este cea mai bogată colecție de bibliotecă donată de un român. Peste 30.000 de volume, la care donatorul adăugase și o rarisimă colecție de numismatică. Biblioteca I.G. Bibicescu a devenit prima instituție de acest gen din România, care a organizat 250 de filiale înființate în Mehedinți, Banat, Ardeal, Basarabia, Bucovina, pe Valea Timocului Sârbesc, dar și în America. Biblioteca Bibicescu deține numeroase lucrări de interes enciclopedic. Tipăriturile românești se deschid cu Octoihul lui Coresi din 1575 și Carte Românească de Învățătură sau Cazania lui Varlam din 1643. Din Cartea Brâncovenească, biblioteca deține aproape toate titlurile, printre care Biblia de la București din 1688.